Salut și bine v-am regăsit! Un ultim clip pe care vreau să-l fac cu această mașină de la Bosch, Boschul Fake, pentru că pe urmă m-aș lungi foarte mult și nu vreau să plictisesc pe nimeni. Pagu mi-a cerut să fac un test să văd dacă reușește să înșurubeze 10 holșuruburi de genul ăsta și dacă cedează sau nu. Sunt niște holșuruburi de 5x50, mai groase la înălțimea asta nu am momentan și nu am atâtea. Dacă reușește să le bage paste, o să mai încerc vreo 2-3 din acelea mai mari. Ce am încercat eu să fac ca test așa înainte să mă apuc de acest video, le-am zis la câțiva care mi-au comentat acolo la ultimul clip că aș vrea să bag mandrină în mandrină. Asta cu, de exemplu, cea de la Makita DDF44 sau dacă nu cu asta cu Impact DTD152. Problema este alta. Nu merge să fac în acest fel. Am un bit de genul ăsta așa. Ia să încerc să mă apropii de cameră să vă arăt și vouă care este problema dacă o vrea să focalizeze. Mandrina de la Boschul Fake, fiindcă nu mai pot să o strâng așa de bine, nu mai are acel autoloc. Vedeți că nu prinde foarte bine bitul și patinează acolo, începe să se roadă. Am încercat, nu merge. Asta, capătul ăsta stă foarte bine în mandrina de la Makita, nicio șansă să scape de acolo. Deci mi-o dă, îmi patinează pur și simplu în mandrina, nu este problema că mi-ar da o invers. Eu asta aș fi vrut să fac, să văd dacă reușesc să o ard în felul ăsta, dar nu am cum să fac chestia asta. Așa că o să facem repede testul ăsta. Pormă dacă e întorc căpriorul invers, încerc să mai bag 2-3. Altfel eu nu știu cum să fac să stric, nu mai am niciun fel de idee. Dacă nu vrea să cedeze nici așa, nu cedează și cu asta, basta, eu nu am ce să-i fac. Înainte de asta, cineva mi-a lăsat un comentariu la ultimul video, care mi-a scris că de ce nu o dau la cineva degeaba. Păi, hai să ne înțelegem un lucru. Eu, dacă procur o sculă de genul ăsta și vreau să o pun la teste, nu o iau ca să fac binefaceri sau acțiuni altruiste. Eu vreau să fac și eu pe acest canal, dacă am luat sau dacă am primit cum am primit o pasta, cu scopul de a o strica, eu o să stric în clip, dacă o să pot. Nu am de ce să o dau la nimeni. Deci despre asta este vorba. Cei care vreți să vă luați de astea, vedeți că e internetul plin de porcării de genul ăsta. Eu nu mai bat capul pentru că am deja, cred că sunt la 5-lea clip în care vorbesc despre chestia asta. Păi fraților, fiecare vă luați ce vreți voi. Dacă vreți să vă luați porcării de-astea, vă luați de-astea. Dacă vreți să vă luați tot porcării de-astea, dar cu factură și cu garanție, vă luați din alea. Eu nu mai vreau să mai discut despre chestia asta de acum încolo. Ca atare, hai să vedem testul ăsta. O să încerc pe treapta 2, dar nu cred că am nicio șansă. Deci sunt 10 holșuruburi cu grosimea de 5 mm, lungimea de 50. Hai să încercăm să vedem pe treapta 2, nu cred că am nicio șansă, deci va trebui mai mult ca sigur să mut pe treapta 1. Da, îi dăm pe treapta 1 și hai să vedem în serie asta 10. În sfârșit, acum pot să țin și o mașina mai bine, cu ambele mâini. Pagule le-a băgat pe toate 10 în linie. Mașina este rece, foarte, foarte puțin caldă. Deci pe treapta 1 să știi că nu sunt probleme cu astea. Hai să încerc și cu 2 sau 3 din alea mai groase să văd ce găsesc, cel mai gros holșurub pe care îl găsesc în atelier. Încercăm să le băgăm în capăt în partea asta și hai să vedem așa. Le dau pe asta afară și pe urmă repoziționez această grindă. Hai să vedem așa, am două holșuruburi din astea, sunt cele mai mari pe care le am în atelier, sunt de 6 mm cu 22, un cap Torx, mi se pare că e T30, nu prea mi se pupă mie foarte bine ăsta aici, bitul joacă, dar deci ăsta este un Torx T30, probabil că îmi trebuia T35, o să încerc să înșurubesc ăsta de la Milwaukee. Hai să vedem așa, treapta 1, înșurubare, dacă mi-l bagă și pe ăsta, eu altceva nu am ce să-i mai fac.
Ia să vedem. Da, intră protecția. Atât. Hai să încerci cu al doilea. Dacă mai are energie în acumulator, să-l bage și pe al doilea. No, n-are rost, nu mai. Cred că nu mai are ori în acumulator, nu mai are energie. Da, același miros infect de plastic foarte, foarte ieftin. Miroase destul de urât. Nu mai vrea. Nu mai vrea să-l mai bage pe al doilea. Nu mai vrea. Nu există nicio șansă să meargă în continuu, pentru că intră un fel de protecție acolo la acumulator. Altfel s-ar fi oprit mai lent. Altcineva îmi spunea să încerc să fac niște o serie de găuriri cu un burghiu de 10 în fier. Eu spun că n-ar avea rost, pentru că ăla îl duce, îl poate duce. Dacă mi l-a dus pe ăsta de 22, îl duce și pe ăla. Deci aș găuri degeaba până mâine. Ce să-i fac? Cum să-i fac? Altcineva mi-a sugerat să prind bitul în mandrină și la fel să mă joc cu ea. Dar e același lucru cum fac și aici. Deci nu vă gândiți că e vreo diferență. Aici. Da? Deci același lucru l-ar face și în menghină. Pur și simplu vede că nu poate să ducă, intră protecția, se oprește. La tare, de stricat n-am reușit să o stric, dar cel puțin v-am mai arătat câte ceva legat de ea. Nu știu ce o să fac cu ea, o să văd. Cert e că n-am reușit să o stric. Cam asta am vrut să vă arăt și în clipul ăsta. Am vrut să-l mulțumesc pe Pagu. Alte clipuri cu ea nu mai fac. Numai dacă aveți vreunul din voi vreo idee trăznită așa. Mi-ar fi foarte simplu să o duc afară pe beton și să-i dau un baros. Dar nu văd rostul, ce sens ar avea. Ca tare, cam atât cu mașinuța asta de la Bosch. Mai schimbăm un pic subiectul pe canal, mai ne ocupăm și de alte video. Așa că vă aștept duminica viitoare la un clip foarte, foarte interesant. O să fie, am pregătit un material foarte bun, zic eu, care sper că o să vă intereseze. O să vorbim despre clișeele astea legate de produsele made in China, pentru că tot sunt la subiectul cu China. Așa că până duminică vă doresc o zi frumoasă, mult chef de treabă și numai bine. Am terminat cu Bosch-ul.